Jumătate din zona urbană a municipiului Pașcani și suburbiile Sodomeni și Boșteni au rămas fără apă la robinete aproape o zi întreagă, miercuri 27 martie, în urma unei avarii la magistrala care alimentează zona deal. O firmă constructoare care lucrează la extinderea rețelelor de apă și canalizare din municipiu a lovit de dimineață conducta principală la intersecția străzilor Crinilor și Calea Romanului. Potrivit unor surse neoficiale, ar fi vorba de o pierdere de peste 1000 de metri cubi de apă. Reluarea furnizării apei a fost estimată în jurul orei 18. În această dimineață, în urma unor intervenții ale firmelor care lucrează la reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și de canalizare de pe raza municipiului Pașcani, la intersecția străzii Crinilor cu Calea Romanului s-a produs avarierea conductei magistrale care alimentează o parte a zonei deal din municipiul Pașcani. Până la finalizarea reparațiilor s-a asistat furnizarea apei către utilizatorii de pe mai multe străzi din zona deal. Din păcate, aceasta este a doua avarie de acest gen, prima fiind cea din cursul lunii februarie, când firmele care lucrează în cazul avariei de astăzi, furnizarea apei se va relua imediat după finalizarea reparațiilor, ora estimată fiind 18. Este cea de-a doua avarie de acest gen într-un timp relativ scurt. În urmă cu câteva săptămâni, conducta de aducțiune Moțca-Hanulancuței Pașcani a fost lovită de utilajele care lucrează pentru construirea autostrăzii A7 și atunci o parte din consumatorii din municipiu au rămas fără apă. Până la finalizarea reparațiilor s-a asistat furnizarea apei către utilizatorii de pe mai multe străzi din zona deal. Din păcate, aceasta este a doua avarie de acest gen, prima fiind cea din cursul lunii februarie, când firmele care lucrează la construcția autostrăzii A7 au avariat conducta de aducțiune Moțca-Hanulancuței Pașcani, ceea ce, la acel moment, a avut ca efect sistarea apei în întreg municipiul Pașcani pentru un interval de câteva ore. Operatorul anunță că dacă la reluarea furnizării sunt probleme privind turbiditatea apei, trebuie lăsat deschis robinetul câteva minute. Dacă situația persistă, sunați la Apa Vital, iar o echipă de lucru specializată se va deplasa în zonă pentru a soluționa problema sesizată. Pentru informații suplimentare, utilizatorii pot suna la numărul de telefon 0232 969.